Vă salut, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete. Se apropie cea mai mare criză din istorie, iar Fed SUA pregătește prăbușirea sistemului financiar global, iar inflația, care se resimte până și în România, cu prețurile alimentelor care au crescut cu până la 20%, ca de exemplu uleiul și multe alte bunuri de zi cu zi pe care le consumă românul, e bine, inflația nu este tranzitorie și Fed-ul american, prin deciziile sale din ultimii 12 ani, a lovit temelia capitalismului financiar. Despre toate acestea și despre marea resetare financiară, care este posibilă să rovească întreaga lume în 2022, vom vorbi în episodul de astăzi. Înainte să începem, dacă ești nou pe canalul Adevăruri Secrete și vrei să fii la curent cu documentare, teorii incredibile și lucruri care nu apar și nu ți se spun în media coruptă din România, descoperă lumea apăsând butonul de subscribe și clopoțelul total gratuit ca să fii printre cei care sunt informați la zi. Oameni buni, Federal Reserve pregătește un crash sau o cădere a sistemelor financiare globale pentru a se putea pune în aplicare mare resetare în 2022. Aceasta este una din întrebările fundamentale economice care ar trebui să stea pe buzele tuturor. Ei bine, Rezerva Federală sau Fed din Statele Unite pare că pregătește asta. Rezerva Federală se pregătește să prăbușească, oameni buni, sistemul financiar în mijlocul unei sfârșit de pandemii globale care a devastat lumea începând cu anul 2020. Într-un raport publicat în Global Research, autorul William Engdahl notează că Fed, împreună cu alte puteri globaliste, urmează să dărâme piața financiară americană, folosind ca scuză creșterea costurilor inflației. Acest lucru va provoca cea mai mare bulă financiară din istorie, a cărei prăbușire va deschide calea, oameni buni, spre marea resetare. Și vedem din ce în ce mai des cum până și guvernul României anunță inflații cu nivel record. Oameni buni, bazele prăbușirii și marii resetări au fost deja puse. În Statele Unite, administrația Biden se apropie de declanșarea unui alt mod major prin conducerea organizației Tratatului Atlanticului de Nord, prin livrarea de arme, oameni buni, și consilieri de război în Ucraina, o țară aflată în prezent în conflict cu Rusia. Și veți găsi mai multe scenarii posibile despre ce se întâmplă și ce se va putea întâmpla în Ucraina pe canalul Adevăruri Secrete. Vă sfătuiesc să le vizionați pentru că sunt de interes major pentru toți românii. Întrebarea pe care trebuie să ne punem, pentru că presa ne bulversează cu informații și nu mai știm de multe ori ce să credem, este cine va profita cel mai mult din acest conflict și cum? Și putem să vedem foarte bine că marii producători de armament și consilierii de război sunt cei care profită cel mai mult în urma acestui război. Între timp, oameni buni, SUA este implicată și între China și Taiwan. Am mai vorbit și despre acest lucru tot pe canalul Adevăruri Secrete. Și în același timp duce de asemenea războaie de proximitate împotriva Chinei în Etiopia și în alte părți ale Africii. Cheltuielile de urgență de $1 trilion ale lui Donald Trump, cât și ale lui Joe Biden, plus continuarea politicilor de dobândă aproape zero a Rezervei Federale, au pus bazele unui colaps iminent, oameni buni, a pieței financiare. Achizițiile de active de miliarde de obligațiuni pentru a menține bula umflată au dovedit că prăbușirea este deliberată și controlată. Inflația americană, oameni buni, s-a înrăutățit, ajungând la nivelul record chiar anul acesta, în 2022. Asta și din cauza întreruperilor lanțului de aprovizionare din Asia în America de Nord. Inflația, care este cea mai rea din ultimele 4 decenii, a pus bazele pentru ca băncile centrale să doboare sistemul umflat de datorii și să pregătească marea resetare a sistemului financiar mondial. Economiile principalelor națiuni, oameni buni, industriale, se vor autodistruge din cauza noului pact ecologic din Uniunea Europeană și Statele Unite, iar prăbușirea sistemului dolarului va dobărâ cea mai mare parte a lumii din cauza datoriilor. Oameni buni, am mai vorbit despre rețeaua electrică, atât din România cât și din Uniunea Europeană. E bine, rețeaua electrică din Uniunea Europeană este la un pas de o pană majoră de curent, datorită politicilor cu emisii zero de carbon de eliminare treptată a cărbunelui, petrolului, gazelor și chiar a energiei nucleare. Iar rețeaua se vrea a fi alimentată de energie eoliană și solară, care sunt energii nesigure. Și vedem că în Franța, din cauza ecologiștilor, se închid din ce în ce mai multe centrale nucleare, iar Germania și-a închis absolut toate centralele, fiind dependentă în totalitate de Rusia în acest moment din punct de vedere energetic. Am văzut anul trecut că cel mai nou guvern verde al Germaniei a închis ultimele 3 centrale nucleare pe data de 31 decembrie.
Centralele nucleare generează energie electrică utilizată și în Danemarca. Energia eoliană și energia solară nu vor putea umple, oameni buni, acest gol. Proiectele lui Biden au dus la un nivel record al costurilor combustibilului. Celebrul slogan al lui Biden, construim înapoi mai bine, a dus la un nivel record al costurilor combustibilului și există o presupunere estimativă că creșterea ratelor dobânzilor va devasta, oameni buni, întreaga lume. Și vedem, bineînțeles, că și România este afectată. Uitați-vă la cât a crescut prețul la carburant și la noi în țară. Și să vedeți ce o să se întâmple dacă începe războiul în Ucraina și cât de mult vor crește dacă rușii taie alimentarea cu petrol a Europei aceste prețuri. Vreau să vă aduc în atenție ce a spus Engelt, un consultant și analist de risc strategic, absolvent al Universității Princeton, care a remarcat că Fed a folosit inflația de bază pentru a falsifica datele lunare, oameni buni, privind inflația de consum dăunătoare din punct de vedere politic, care arătau creșterea prețului petrolului și a cerealelor. Inflația de bază înseamnă creșterea prețurilor de consum minus energie și alimente. Președintele Richard Nixon a mai folosit termenul în 1975 pentru a falsifica aceste date. Inflația de bază, oameni buni, este o înșelătorie, deoarece consumatorii americani au trebuit să plătească mai mult pentru benzină și pâine. În realitate, foarte puțini oameni pot trăi fără energie sau hrană, a subliniat Engdahl. În prezent, indicele prețurilor de consum din Statele Unite nu include costul de cumpărare și finanțare a caselor, precum și impozitele pe proprietate sau întreținerea și îmbunătățirea locuinței care au fost în creștere, oameni buni. Fed ar trebui să emită o declarație prin care să admită că inflația este mai alarmantă decât se credea. Această situație necesită creșteri agresive ale ratelor pentru a plana inflația din sistem. Vă atrag atenția că pe Wall Street acțiunile sunt la maxime istorice și asta ar putea începe o alertă de panică privind rezervele, iar acest lucru desigur va declanșa o panică la vânzare și o prăbușire a pieței ca un bulgăre de zăpadă, care va afecta imobiliarele și prăbușirea rezervelor Evergrande în scurt timp. Acest teribil analist financiar a remarcat și faptul că Rezerva Federală și bănci importante, oameni buni, precum BCE din UE și Banca Japoniei au dat ratele ale dobânzii zero și acțiuni de obligațiuni de relaxare cantitativă pentru a salva principalele instituții financiare și băncile de pe Wall Street și Uniunea Europeană. Fără a țină seamă însă, oameni buni, mare atenție în totalitate de funcționarea economiei reale. Cel mai mare plan de salvare din istoria băncilor, care sunt în moarte acum, în acest moment, și a fondurilor financiare, a dus inflația artificială, oameni buni, a cele mai mari bule speculative din istorie. Nu sunt un mare fan al lui Donald Trump, însă ca om de afaceri a fost destul de priceput. Și vreau să vă aduc în atenție că Donald Trump știa că noile creșteri record ale acțiunilor S&P 500, care reprezintă o colecție de acțiuni ale celor mai bune companii din lume. Ei bine, Donald Trump știa că aceste creșteri record ale acestor acțiuni sunt o dovadă a economiei în plină expansiune. Au fost o minciună din cauza politicii Fed privind rata zero a dobânzii. Oameni buni, economia americană în acest moment se scufundă, iar guvernul american face o treabă foarte bună să ascundă acest lucru. Având deficite masive de forțe de muncă, lockdown-uri și probleme ale lanțului de aprovizionare venite din China, economia SUA se scufundă, iar falsul proiect de lege privind infrastructura a lui Biden va avea un efect irelevant, oameni buni, pentru a reconstrui infrastructura economică vitală, autostrăzilor, stațiilor de tratare a apei și a rețelelor electrice din America. Fed se pregătește, oameni buni, pentru prăbușirea rezervelor în 2022 și va miza pe aceasta pentru a inaugura o adevărată mare recesiune. Specialiștii estimează că va fi mai rău în comparație cu ce s-a întâmplat în anii 1930, deoarece depozitele americanilor obișnuiți vor fi pierdute sau confiscate. Și vreau să vă subliniez, oameni buni, că guvernul american a printat anul trecut mai mulți bani decât au fost printați vreodată în toată istoria Statelor Unite al Americii. Imaginați-vă ce efect are acest lucru asupra inflației. Statele Unite se estimează că au manipulat de asemenea datele privind ocuparea forței de muncă și cifrele inflației, după cum spuneam. Acest lucru, oameni buni, s-a întâmplat și în timpul războiului din Vietnam. În prezent, economiștii avertizează că au estimat că rata reală a șomajului în Statele Unite este de peste 24,8%, ceea ce este departe de cea raportată în noiembrie de 4,2% și acum de curând de aproximativ 7%.
Fragilul sistem financiar american și global se va prăbuși dacă ratele vor fi majorate. Iar cetățenii ar putea primi acel venit minim universal de urgență, sub formă de bani digitali, cum ar fi Bitcoin, Ethereum sau alte tipuri de monede. Iar astfel se va face inaugurarea marii resetări. Oameni buni, nu vine mama tuturor crizelor, ci vine ceva atât de mare încât ar trebui inventat un nou cuvânt. Rămâne să vedem ce ne aduce de fapt anul 2022. Dacă v-a plăcut acest material, dați un like și distribuiți-l mai departe pentru a fi cât mai mulți oameni informați despre ce se poate întâmpla cu economia globală și cea națională. De asemenea, vizionează alte materiale și documentare de pe canalul Adevăruri Secrete și apasă butonul de subscribe și clopoțelul pentru a fi primul informat despre ce se întâmplă cu adevărat. Până data viitoare, oameni buni, vă doresc o inflație cât mai mică.